Salutare, prieteni! Astăzi avem ceva noutăți din tabăra Samsung, mai exact noile Galaxy A6 și A6 Plus din 2018. Ele au apărut așa pe neprins de veste, deci să vedem unde se poziționează și ce mai aduc nou de data asta. Se pare că și în acest an linia Galaxy va fi destul de înșirată. Avem seria S, adică bossul Galaxy S9, după care A8, care e de mijloc și probabil în viitorul apropiat vom vedea ceva din seria J, care e de buget. Ei bine, A6 e un pic mai sus de seria J, dar nu la fel de bun ca A8 și A8 Plus din acest an. Designul s-a ținut ceva mai departe de sandwich-urile din sticlă pe care le întâlnim peste tot în 2018. Avem vechiul și rezistentul aluminiu. În spate seamănă leit cu modelele J5 și J7 din 2017. Eu personal prefer mai tare aluminiul. O fi sticla frumoasă, dar nu atât timp cât mereu se umple de amprente și zgrieturi. Această construcție e destul de solidă, chiar și pentru un smartphone de clasă joasă. Are o greutate așa plăcută. În spate s-a mutat și fingerprintul, făcând loc pentru ecran. Acesta pentru 2018 s-a lungit un pic pentru a fi în pas cu frații mai mari. Butoanele deja nu-s capacitive, slava Domnului, s-au mutat pe ecran. Avem același paneluri Super AMOLED, dar din păcate la A6 primim doar rezoluție HD și marginile nu sunt rotunjite după forma smartphone-ului, așa că vă puteți îndrepta atenția spre A6, care e Full HD. Culorile, unghiurile de vizualizare, pe cât de bune posibil pentru acest segment. Avem chiar și Always On Display. Deci, la acest capitol, ca de obicei, Samsung nu lasă loc de dubii. Diagonalele, după cum vedeți, sunt ceva mai mari. Avem 5,6 și 6 inch, numai bune pentru jocuri și video. La sunet, ideea cu plasarea speakerului pe lateral e prezentă și aici. Pentru unul singur sună chiar destul de bine, uneori frecvențele înalte cam țipă. Dar amplasarea asta este foarte comodă, pur și simplu nu ai cum să-l astupi accidental. În căști avem opțiunea Dolby Atmos pe care o întâlnim și la S9. Aici nu e atât de radicală, dar e nice să ai așa bonusuri. Și încă ceva, am și uitat cât e de comod să ai mufă pentru căști. În schimb, lângă ea se află un port micro-USB. Se pare că mai trebuie să treacă ceva timp până când producătorii vor pune capăt acestui port și vor introduce USB-C chiar și pe smartphone-urile mai ieftine. La partea hardware avem ceva diferență între cele două. Așa se rulează pe procesorul Exynos 7870 pe care îl găseam anul trecut la J5 și J7. În task-urile de zi cu zi, dacă serios, nu am simțit o diferență între cele două. Totuși, la un multitasking mai agresiv, ceva jocuri mai complicate, se simte că A6 Plus are un procesor un pic mai puternic. Oricum, nu prea se descurcă cu setări maxime, dar la setări medii sau joase, totul rulează destul de ager și nici nu am observat să se încălzească prea tare. La benchmark-uri, A6 Plus la fel este în față, dar nu cu mult. Oricum, pentru gaming ceva mai serios, e nevoie de mai multă putere, deci modelele astea ar fi potrivite pentru task-uri obișnuite. Softul la ambele e similar. Avem Android 8.0 cu interfața de la Samsung. Din noutăți, aici a apărut deblocarea cu fața. Lucrează cam greu ușor, dar ca noutate e ok. Scannerul de amprente oricum rămâne cea mai rapidă soluție. Sistemul arată așa, în stilul Samsung. Mai sunt strecurate cu desila niște aplicații Microsoft, asistentul Bixby încearcă să-și facă loc prin sistem, dar asta ușor se rezolvă cu un launcher. Prin multitudinea de setări, reîntâlnesc unele chestii într-adevăr utile. Putem avea două accounturi pe unele aplicații de messaging, avem secure folder unde putem seta parole la aplicații, ascunde fișiere, în rest, o grămadă de customizări mărunte pe sistem. Ceva surprize sunt la optică. La A6 avem o singură cameră de 16 megapixeli cu apertură de 1.7, iar la A6 Plus, pe lângă aceasta, apare și una telefoto pentru portrete. Bucură că regimul portret, sau cum e la Samsung Live Focus, a ajuns și aici. Rezultatele surprinzător, dar arată chiar tare bine. Un pic cam multă procesare, dar e ok. În plus, la fel ca și la modelele mai scumpe, putem ajusta bokeh-ul după ce am făcut poza. Fotografiile la lumina zilei arată destul de bine, nu impresionează, dar nici nu dezamăgesc. Din fericire, aceeași situație e și noaptea. Modelele ieftine de la Samsung au de obicei probleme cu procesarea noaptea. Dar iată ce nu m-am așteptat deloc să găsesc aici, păi asta e selfie portrait la ambele modele. La A6 avem 16 megapixeli în față, în schimb A6 Plus are tocmai 24. Deci poți obține un selfie portrait cu destul de multe detalii. Și încă mai găsești un blitz din față cu 3 nivele de putere. Pentru autonomie avem 3000 și respectiv 3500 de mAh pe A6 Plus. Smartphone-urile sunt bine optimizate, așa că obții o zi de lucru fără probleme. Eu am umblat mai mult cu A6 Plus și am ajuns chiar a doua zi până la amiază, drept că fără a rola ceva jocuri, deci pentru majoritatea utilizatorilor se va descurca cu brio.
Pentru mine, cel puțin, această nouă serie A6 și A6 Plus se poziționează pe ideea că, băi, aș vrea un smartphone mediu, dar A8 și A8 Plus sunt destul de scumpe, dar nici ceva mai ieftin ca, spre exemplu, seria J nu aș vrea. Așa că poftim astea cu o treaptă mai sus, adică smartphone-uri relativ ieftine, într-adevăr practice, cu o cameră bună și display-uri mari. Eu totuși aș atrage atenția mai tare la A6 Plus, pentru că aici display-ul e mai mare și cu o rezoluție mai bună. Camera e dublă și în plus avem un pic mai multă putere. Totuși asta nu înseamnă că e destulă pentru gaming intensiv și task-uri complicate. Desigur, opțiuni de la chinezi rămân în continuare, dar oricum cei care vor pe lângă două SIM-uri, microSD, practicitate și ceva mai solid în mână, oricum se orientează spre Samsung. Cam asta a fost totul pentru azi, prieteni. Aștept mai jos în comentarii părerea despre aceste noi modele de la Samsung. Dacă v-a plăcut review-ul, neapărat dați un like și abonați-vă la canal pentru mai multe episoade interesante. Cu voi a fost Vigo. Toate bune!